Anul 2021 a înregistrat un record la scumpirea polițelor RCA, dar și a carburanților. Românii au fost dați peste cap, în special categoriile vulnerabile, precum cetățenii plătiți cu salariul minim. Această situație ne duce cu gândul că mersul cu mașina ar putea deveni un lux. Achiziționarea unui nou automobil reprezintă una dintre cele mai comune dorințe ale românilor. Dacă până în prezent mașina era o adevărată necesitate, în prezent cetățenii se vor gândi de două ori înainte de a-și achiziționa un vehicul. Cât de dificil este acum să mai întrețineți un autoturism în România? E foarte dificil, foarte greu. O să devină un lux. Până acum a fost o necesitate. Acum devine un lux. Asta e ce putem să facem, nu avem nicio putere. Nu avem noi putere cu COVID-ul și cu ăștia să facem nimic. Dacă așa au considerat, care mai ține mașină, mai ține, care nu, o dă la fel vechi și gata. Cum vi se par prețurile la asigurări, că s-au dublat, triplat? Foarte mult, e foarte scump. Și motorina, și benzina, totul. Și asigurările, și ITP-ul, totul este scump. De parcă nu erau suficiente problemele din România, prețul asigurărilor auto a explodat după falimentul City Insurance. Până și cea mai ieftină variantă de pe piață s-a dublat. Înainte dădeam pe un an de zile, dădeam 5 milioane și acum dai 20 de milioane pe o jumătate de lună. Ce să mai, e foarte greu, doamnă. Eu nu știu, nu ajunge nenorociți ăștia cu noi. Cât de greu este acum în România să mai întrețineți un autoturism? Foarte greu, foarte greu, la salariile care le avem, foarte greu. Foarte greu, cu un salariu minim pe economie, eu nu știu ce autoturism am putea să întreținem. Nici o bicicletă, dacă stăm să ne gândim bine. Cum vi se par prețurile la asigurări? Foarte mari, s-au dublat. Asta e, asta e țara noastră. Credeți că o să fie oameni care o să renunțe la propria mașină? Posibil să da. Mulți care nu pot să întrețină, să aibă ce le trebuie. Cei mai afectați de scumpirile la benzină și motorină, dar și la asigurările auto, sunt șoferii, care în acest moment sunt speriați de faptul că nu își vor mai putea întreține autoturismele. Situația economică din România este dificilă în prezent, iar achiziționarea unui vehicul va ajunge pe ultimul loc în topul priorităților unui cetățean.